Câțiva râmnicieni s-au adunat sâmbătă la strandul Ostroveni din Râmnicu-Vâlcea pentru a participa la deschidere. Oamenii au putut admira investiția realizată cu fonduri europene, care însă nu s-a finalizat. Cei care au venit la strand s-au putut bucura de un bazin de apă dulce, unul de apă sărată și de o superbă plajă. Costurile unui bilet de acces la strandul Ostroveni au rămas la fel ca anul trecut, respectiv 6 lei pentru adulți și 4 lei pentru copii. Am trecut printr-o perioadă grea pentru că acest proiect la baza de agrement a fost greșit. Aceste bazine care le avem în spate, renovarea lor trebuia să se facă după ce finalizam proiectul. Am reușit să luăm legătura cu cei de la ADR Craiova și cu autoritatea de management de la București și apoi în termen foarte scurt, după ce am primit acordul lor, am reușit să renovăm două dintre bazine, astfel ca iubitorii de soare și de apă sărată să participe aici, să vină să facă o baie bine meritată. Se pare că astăzi nu ne ajută vremea. Da, foarte frumos. Am înțeles că astăzi s-a deschis, nu? Da. Da, deocamdată de-aia e puțin cam rece. Începuturile sunt promițătoare oricum, dar n-a umplut bazinul ăla, ai problema, ci că până s-a umple mai durează. Dar acum e acum amenajat, e bine, e bine. Cum am văzut, având în vedere că e prima zi, când vin prima dată când vin aici, mi se pare foarte, foarte bine pus la punct, curat,